O femeie de 53 de ani a fost condamnată la un an și 4 luni de închisoare pentru rele tratamente aplicate minorului. Aceasta și-ar fi obligat fiica de 16 ani să țină o dietă strictă ca să nu depășească 47 de kilograme, spunându-i în permanență că este urâtă și grasă. Tribunalul din Como a pronunțat sentința săptămâna aceasta, pedeapsa fiind mai mică decât cea cerută de procurori, de 2 ani. Avocata femeii solicitase achitarea ei și o altă încadrare juridică mai blândă, însă judecătoarea a acceptat toate cererile parchetului, dar a stabilit o pedeapsă mai mică. În timpul pronunțării sentinței, mama acuzată nu s-a aflat în sala de judecată, fiind prezent doar soțul ei care a încercat să o apere. Nu a existat nicio intenție de a-i provoca fiicei noastre durere și suferință, a spus acesta. Povestea a ieșit la lumină în anul 2019, când un cadru medical a constatat că alimentația fetei, care atunci avea 16 ani, era nepotrivită. În baza tuturor informațiilor obținute, s-a întocmit un raport care a fost înaintat la poliție și ulterior la parchet. Ancheta a stabilit că fata fusese supusă unor abuzuri din cauza cărora i-a fost afectată starea de sănătate. Astfel, mama și-a obligat fiica să urmeze o dietă bazată doar pe legume, privind-o de alimente cu valoare nutrițională ridicată, necesare unei dezvoltări sănătoase. De asemenea, greutatea fetei era controlată strict, fiind cântărită de mai multe ori pe zi. Ca să-și determine fiica să se supună regulilor, mama îi spunea în permanență că este urâtă și grasă. Anchetatorii au concluzionat că minora fusese supusă unor abuzuri grave de natură fizică și psihică, care și-au pus amprenta pe starea ei generală. Potrivit surselor, familia femeii a rămas unită în fața acestei provocări datorită eforturilor făcute de tată. Pe tot parcursul anchetei, el și-a apărat soția, spunând că intențiile ei au fost bune și că a acționat astfel tocmai din prea multă dragoste. De asemenea, el a mediat și relația dintre mamă și fiică. Un avocat al familiei a spus, după pronunțarea sentinței, că femeia nu merită o pedeapsă atât de aspră la 5 ani după fapte. Relatează Digi24.ro.